Începând de luni 8 februarie, preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar vor reveni la școală. Astăzi a avut loc o conferință a reprezentanților inspectoratelor școlare din țară cu ministrul educației, în cadrul căreia au fost discutate mai multe situații referitoare la revenirea copiilor fizic la ore. Potrivit inspectorului școlar general, unitățile din Argeș sunt pregătite să-și primească elevii. Școala în Argeș și nu numai în Argeș s-a demonstrat că este un mediu sigur. Asta înseamnă că unitățile de învățământ, prin conducerile lor, au luat toate măsurile necesare astfel încât copiii să se simtă în siguranță. Același lucru vom face și acum. Școlile sunt pregătite din prisma materialelor de protecție, speță măști, precum și a materialelor de dezinfecție. Și aici vorbim de dezinfectant și de suprafețe și de mâini. De asemenea, s-a pus problema ca în localitățile aglomerate, în esență în municipiul Pitești, să fluxul curselor să fie dublat, în sensul în care elevii să beneficieze de mult mai multe mijloace de transport. Odată cu acest lucru, s-a pus problema ca fluxul de elevi să fie diferențiat la școală, astfel încât să limităm contactul dintre efective. Ce înseamnă asta? Înseamnă că elevii vor intra la ore diferite la curs. De asemenea, pauzele vor fi personalizate tot din același motiv, ca să avem o limitare a contactului dintre efective. Masca va rămâne obligatorie pentru elevii de la clasa pregătitoare până la clasa a 12-a, dar și pentru profesori. Distanța recomandată este de 1 metru. În sările de clasă cu copii mai mulți, distanța va fi atât cât permite spațiul. Ceea ce este clar pentru toată lumea este că vom purta mască toți în școală, elevi, profesori, singurii care nu sunt obligați să poarte mască, sunt elevii de preșcolar. De la primar încolo, toți elevii trebuie să poarte mască. De asemenea, mai știm că ne vom gândi la o distanțare fizică, dacă este posibilă, la un metru, dacă nu o să găsim variante cât mai bune, astfel încât să încercăm o distanțare în conformitate cu prevederile ordinului comun. Eu zic că, în principiu, școala din Argeș este pregătită să înceapă semestrul al doilea în condiții foarte bune. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Argeș speră ca elevii să vină cât mai mulți la școală. În același timp, dacă vor fi situații de copii sau profesori cu diferite probleme de sănătate, acestea vor fi rezolvate punctual. Așteptările noastre sunt ca majoritatea elevilor să vină la școală. Vom avea situații punctuale în care elevii nu vor putea participa din motive de sănătate care sunt obiective și pentru aceștia se va face tot posibilul ca ei să participe de acasă în sistem online. Avem posibil și situații de profesori care tot din motive obiective de sănătate nu vor putea să vină să desfășoare activitățile în fața sărilor de clasă și ei își vor desfășura activitatea tot în sistemul acesta, dar sunt convinsă că majoritatea vor veni la școală. Potrivit autorităților, elevii merg la școală în funcție de numărul de cazuri de îmbolnăviri din localitatea respectivă. La acest moment, o singură comună din Argeș se află în scenariul roșu. Este vorba despre comuna Cuca, unde elevii vor rămâne în online. În același timp, 8 localități sunt în scenariul galben, ceea ce înseamnă că vor merge la școală preșcolarii, elevii din ciclul primar și elevii din clasele a 8-a și a 12-a, în timp ce restul vor rămâne în online. Ministrul Educației a mai precizat că părinții pot prezenta adeverințe medicale în format electronic. În același timp, Sorin Câmpeanu a precizat că sunt două situații în care cursurile la o clasă vor putea fi suspendate. În situația în care la grădiniță sau în clasele din ciclul primar există un caz confirmat, cursurile trec în online. La gimnaziu și la liceu se trece în online dacă există două cazuri confirmate în clasă. Nu se știe însă în ce condiții se închide întreaga școală, dar nici la cât timp va fi recalculată rata de îmbolnăvire la care se raportează prezența copiilor la școală.